acest rol de fundaș central stânga. A și scos multe mingi din defensivă. Deaconu caută șutul, gol! Ce execuție! Superb! Sunt 35 de metri, o torpilă, o bombă, o minge care se oprește în vincul. Să vedem dacă până la urmă va fi Ronaldo Deaconu cel care va executa. Da, trage Deaconu! 4-1 pentru Gazmetan, gol din lovitură liberă. De mingea se duce cumva la semi-înălțime. Ce traiectorie reușește să-i imprime mingii. Unul dintre cei mai buni executanți de faze fixe din Liga 1, cu siguranță. Poate că... Nu-și poate da seama cine va executa, fiind pe centru, putea jucător de picior drept, bate Deaconu, însă cu singur gol! Pe golul portarului, Ronaldo Deaconu marchează pe lângă bară, deși pe colțul portarului. Cred că vede mingea târziu Iacob. Sigur că asta nu e neapărat o scuză sau nu e... Spre poartă, gol! Super! Minutul 26, 1-0 pentru Șepși. Nici o șansă pentru portarul Ureche. Și... Diagonală pentru Cardoso, poate într-o poziție în care se simte mai bine, cea de jucător de flanc. Iată ce bine progresează atacul gazului, Ronaldo Deaconu! Ce reușită, ce gol, ce gol! Manea iese din joc la această fază, iar Deaconu, deși părea la un moment dat că își închide unghiul, găsește această finalizare. Bun dribling lui Velizar, un fundaș stânga care lovește mingea și cu dreptul, l-am văzut mai devreme. Velizar, ca o vârfă fiind, se duce în interiorul careului. Ei, dacă ar fi căzut acolo, erau probleme mari. Șut, gol! Haideți să revedem faza, pentru că merită. Iată pe Velizar cum alerga strecurându-se între fundaș și central. Aici e momentul în care Deaconu rămâne pe picioare și potrivește balonul pentru șutul cu piciorul stâng. Mingea în posesia lui Valente. Arceus scade, a fost intrarea lui Achim. Iată că revine Arceus de acum, atenție la șut său. Trage și este gol! Gazmetan, 3-1. Ce pasă rea lui Nițu Costea pentru Deaconu în poziție regulamentară, 5-0 pentru Gazmetan Media. Se agață cumva pe dinamica acțiunii. Primul care lovește mingea a fost însă apărătorul de la Șepși. Din punctul meu de vedere, e o eroare a arbitrului. Ronaldo Deaconu transformă însă și decizie greșită. De pedeapsă fundașul stâng al gazdelor, Ronaldo Deaconu, șut și gol! Gazmetan deschide scorul, minutul 37. Deaconu, în urmă cu două etape, a marcat Sambu. În urmă înscrie pentru al cincilea meci la rând. Capitanul mediașului trage pe jos, Cotolan aproape să... ...terul echipei. Un șut pe jos, nu a fost schimbat de antrenorul George Costa. E un premiu, să spunem. Ronaldo Deaconu, șut și gol! Gazmetan egalează a patra etapă la rând. Pe... ...nouă anticipată. Să vedem continuarea fazei. Ronaldo Deaconu! Ce șut frumos și efect al balonului. Ce execuție!
cu el. Cornerul va fi executat de specialistul Ronaldo, de acum arată bine centrat, trebuie de cap, gol! Gol pe... Și e 1-0, un gol frumos, iată ce frumos plutește Baciu. De acum, încă fază fixă pentru Gazmetan, bine bătută, ocazie, gol! Gol! Reușește să se strecoare acolo. La egalitate cu viitorul. Vine centrarea lui Deaconu și este gol! Larie frumos în colțul scurt, îl domină pe Ganea. Deaconu execută cornerul. Ocazie, gol! De Ricardo Valente, cât de liber e acolo! Și Mățel în zidul Sibiului. Deaconu, e gol! Aproximativ, Adaie este în spatele lui Valente. Spusese că ar vrea să renunțe, adică nu mai putea continua în astfel de situații. Morar, gol! Uta, aproape faza de acolo. Este regulamentar un spațiu uriaș pe care nu l-au acoperit. A avut Filip acea intervenție nefericită în interiorul careului, norocos însă, Iulian Călin a lăsat jocul să continue. Ronaldo de acolo, aici pentru Ricardo Valente, gol! Star în vârstă de 30 de ani, preluare cu dreptul și tot cu dreptul. Răuță calcă pe minge, este deposedat Ricardo Valente, întâmpinat de Pulici. Valente se desprinde, trage Valente, gol! Mă trimite la lung, o minge, iată, pierdută de Răuță. Deaconu îi pasează lui Valente, care trece ușor de Pulici, a reușit să se desprindă. Importantă intervenția lui Butean, dacă balonul l-ar fi depășit, ar fi putut ajunge mingea la Rusu, așa ajunge la Cardoso, ocazie mare, Dumitru Cardoso, gol! Cincilea gol pe care îl dă Cardoso în acest sezon. Foarte puțin pentru ceea ce oferă de obicei acasă această echipă. Deaconu, poziție de șut, un trimit, Deaconu cu dreptul, Aivan respinge! Caranovici către Laurențiu Corbu. Aceea a fost singura fază reușită. Centrare pe 6 metri, autogol. Balonul încerca să se ferea. Lovitură liberă pentru Oaspeți. Grea vieță, neglijent și gol! Pe fază strălucitoare, ori după o greșeală uriașă în defensivă. Vai, ce greșeală, ce greșeală! Cei de la Gazmetan. Ciocan combină cu Deaconu, care se uită spre Roberto Romeo. Greșeală uriașă și Roberto Romeo face 2-1. Centrare foarte bună, lovitura de cap i-a aparținut lui Celea. Echipa lui Dușan Uhrin. Minutul 89, a fost foarte bună pe execuția lui Ronaldo Deaconu. Nu dau seama ce offside cerea acolo Mejías. Baciu. Pasă bună lui Baciu pentru Ronaldo Deaconu, Deaconu în careu, Jovanović în fața lui, centrează Butean, cap, gol!
Foarte bună centrarea lui Butean. Horșea, iată-l, de la 7 metri. Terenul lui, a jucat și în fața apărării, a jucat și în bandă. Vine această centrare, șansă mare de gol pentru Gazmetan. Din apropiere. Ce reflex are Axinte. Au trecut 70 de minute din acest match. Corner pentru Gaz, ocazie de gol și un șut al lui Chamed. În porții, cât de bine i-a trimis care a venit la locul de titular. Centrare bună și o lovitură de... Pleacă din poziție corectă Ricardo Valente. Chamed. Oh, ce foarfecă frumoasă! Superb, a trimis spre poartă. Iată, își face această minge. Mă rog, nu știu dacă a încercat să-și o facă. Deaconu, vine centrarea în care Ulutei, lovitură de cap, Chamed. Mare diferență între Dinamo cu Nemeț, accidentat, sau Dinamo cu Nemeț pe teren, așa cum s-a întâmplat în ultimele etape. Vedem aici centrarea lui Ron